Bună să vă fie inima la toată lumea! M-am gândit să pregătesc aici niște turte coapte în tigaie. Am pregătit aici 1 kg de făină, se poate face și din jumătate de kilogram. Pentru început o să pregătesc maiaua. Am făcut aici, că se vede, o adâncitură în făină. Aici am o linguriță de drojdie uscată, cam 3 grame jumate de drojdie uscată și o linguriță de zahăr. Asta pentru început. Un pic de apă, un pic mai caldă ca de ploaie, așa, să facem maiaua. Așa, se mestecă cu mânuța, așa să se sfarme și să se dizolve și zahărul și drojdia. Mai pun un pic de apă. Așa. Așa să fie. O lăsăm la crescut. Când are bulbuci, atunci putem începe să facem aluatul. Sigurat. Acum depinde cât e de cald în casă, nu știu să vă spun cât timp. Maiaua a crescut, arată foarte bine, așa că acum o să pun celelalte ingrediente în aluat. O să pun sarea. La 1 kg de făină eu pun 20 de grame de sare. Acum am cântărit-o, în general pun după ochi, cam știu cât e, dar... Așa că pun și un ou întreg. Uitați aici, un ou întreg. Iese mult mai moi, mai fragede dacă puneți și un ou. Și o să pun, după ce îl frământ aluatul, aici am ulei, o să pun în, cât pun în pumn așa, nu umplu pumnul, așa de 2 ori, cam 2-3 linguri de ulei. Și îl frământ bine, bine și îl pun la crescut. Acum depinde de temperatura camerei. Dacă e mai cald, crește mai repede. Dacă e mai răcoare, crește mai încet. Așa că acum o să încep frământatul. Aici am pregătit și apă călduță, așa ca mai caldă un pic ca apa de ploaie. Și o să încep frământatul. O să pun apă acum să frământ, să se dizolve sarea cu ou. Așa. Și o să pun apă, eu tot așa după 8 pun, dar acum o să vă spun cât apă am pus, că am măsurat-o după ce e gata. Când e frământat, gata, o să vă spun. Așa arată aluatul, l-am frământat așa să se moaie făina bine. Acum o să pun uleiul, dar pentru că filmez nu o să pot să vă arăt în palmă, o să torn aici cu sticla, așa un pic. Așa. Și îl frământ și mai o dată, cam atâta. Un aluat așa potrivit trebuie să iasă, acum mai pun încă un pic de ulei. Așa. Și frământ iară. Când aluatul e gata, se desprinde așa de pe mână. Eu l-am frământat, așa doar vă arăt. Cu pumnul așa se frământă bine până se desprinde. Se desprinde, uite ce fain se face. Așa. Așa. Acum o să-l pun un pic de ulei deasupra și o să-l învelesc cu folie de nylon. Pun ulei ca să nu se prindă. Ăsta e secretul. Îl îngălesc cu folie și îl las la crescut. Nu știu, văd eu cât. Am uitat să vă spun că apă, am pus 450 ml de apă. Eu am spus, pun după ochi, acum am măsurat-o pentru YouTube. Deci l-am acoperit cu folie. Și acum o să pun un prosop. Și la
Un loc unde credeți că este mai cald. Se lasă până crește. Cam să-și dubleze volumul. A luat-o crescut. Se vede că și-o dubla volumul. O stat cam o oră și ceva la crescut. Așa că o să încep să pregătesc turtele. Printre altele, am pregătit aici și un picuț de telemea cu un pic de mărar. Dacă nu vă place mărarul, puteți pune numai telemea. Și o să fac una și cu brânză ca să vedeți cum le fac, dar eu de obicei le fac simplu. Am pus un pic de ulei pe masa de lucru, aici, ung așa, și după aia fac biluțe. Cam așa de mari. Un alot potrivit, foarte bun. Vreau să vă spun că eu le întind așa cu mâna, că se întinde foarte bine. Nu-mi place să pun făină pe masă, că... Na. Să facem numai făină. Le întind cu mâna, așa, și apoi ăsta, mestec un pic mărarul aici și pun aici pe mijloc brânza așa potrivit, care e cu brânză, bineînțeles. Și apoi le, așa le adun. Opa, că s-a luat mărar. Le adun așa. Se astupă acolo. Și iar le întind cu mâna. Și întorc pe partea aialaltă. Uite așa frumos. Și așa de bine să se fac de numai. Uite așa. Așa. Așa o să procedez și cu alea simple. Am pregătit o tigaie pe aragaz. Arată așa mai urâtă, dar așa de bine, au ca o plită. Așa că o să o pun în tigaie pe plită. Uite așa. Am întins alta, așa cu mâna. Simplă de data asta. Se pot face cât de mari doriți. Cât e tigaia, mai mici. Nu. Care cum dorește. Uite așa. Să vă spun că în acest aluat se poate face și pâine. Eu așa pregătesc și pâine. Așa iese o minune de pâine. Ce frumos se face. Când se ridică așa bășicuțe în sus, străbăntoarsă. Am spus că din același aluat se poate face și pâine. Eu l-am împărțit și am pus aici în tavă cu hârtie de copt, am uns cu ulei. Am pus o pâinică. Așa că am încins cuptorul la 360 de Fahrenheit sau 180 de grade și mie îmi place să o lasă să coacă mai bine, o las o oră jumate. Așa că după ce mai stă un pic, o să o un cu un ou, cu ou bătut deasupra și merge la cuptor. Acum o să un cu ou, am uns pâinea cu ou și merge la cuptor. Aici sunt turtițele, sunt gata. Asta este cu brânză. O să o rup să vedeți cum e. Și astea alte sunt minunate. Așa că puteți încerca cu încredere rețeta mea. Am rupt-o. Asta cu brânză arată nemaipomenit. Am vrut să vă spun că se poate umple și cu cașcaval. Mie îmi place mozzarella, dar cu orice cașcaval se poate umple și fără mărar și cu mărar, cu ce doriți. Ui, ce bună e și asta cu brânză, că am gustat-o. Yummy, yummy. Și că și pituța e gata.
Și pituța e gata. Uite aici cum arată. E super bună, delicioasă. Așa. Uite. Puteți să o încercați cu încredere. Deci din același aluat am făcut și pită și turtițe. Așa că dintr-o dată puteți face două lucruri. Pentru astăzi am terminat, așa că eu vă zic la revedere și Domnul să vă binecuvinteze pe toți și spor la